undeva așa departe în mintea ta, ai un, o țintă. Mi-aș dori să mă mut din România. Mi-aș dori să fac treaba asta ori în Londra, ori în America. Sunt prea multe blogărițe de beauty în România? Nu. Urmărești? Din România urmăresc de beauty, strict de beauty sau de de beauty, de beauty, beauty. Nu. Mai bine. Ai un tic verbal? Da. Bună, sunt Ziana și bine ai venit. Bine te-am găsit și mulțumesc tare mult de invitație, că de mult îți urmăream interviurile și mă gândeam, ah, ce mi-ar plăcea să stau de vorbă cu tine odată. Cu drag, cu drag. Aș vrea să o luăm foarte devreme, foarte devreme, și să-mi spui cu ce ai început tu și când ai fost tu prima dată în fața camerei. Prima dată în fața camerei am fost, cred că atunci când m-am mutat în București, eram la un moment dat la o terasă, la 2-3 săptămâni după ce m-am mutat în București, acum 10 ani, a venit o doamnă la mine și m-a întrebat dacă nu vreau să fac reclame. Și mi-a zis, reclame? Ce înseamnă asta? Păi uite, vii la un casting, noi suntem o agenție, vii la un casting și dacă iei reclama, apuci să faci respectiva filmare. Ok, bine, m-am dus la casting. Culmea este că primul casting am și luat. Castingul respectiv era la o reclamă la un suc. De pe vremea aceea nu mai există acum sucul. Și atunci a fost, practic, prima dată când am fost în fața unei camere și mi-a plăcut. Și recunosc că mi-a venit destul de ușor, destul de natural. După aceea am început ușor-ușor să merg pe drumul ăsta. De cât timp ești în București? 10 ani. De 10 ani? De 10. Anul ăsta să fac 10 ani. Dar înainte de asta, ce-ți doreai să te faci? Atunci când eram mică, îmi spuneam că o să fiu doctoriță. Așa. După care s-au cam dus așa un pic direcțiile, dar recunosc că nici măcar în facultate, eu am făcut primul an de facultate la Cluj, nici măcar atunci nu știam ce vreau să fac. Am făcut comunicare și relații publice, mă gândeam, ok, PR-ul ăsta e un domeniu nou, era prima generație de comunicare și PR, era un domeniu nou pe atunci. Hai să văd în ce direcție o să merg. Ai mei mi-au lăsat libertate totală, deși în cazul fratelui meu i-au impus clar dreptul. Aha. Și mă gândeam, ok, eu nu vreau să fac drept sau lucruri din astea serioase, eu vreau așa ceva mai artistic, mai... Și m-au lăsat liberă și m-am dus așa cumva pe drumul care s-a creat pe parcurs. Nu l-ai, nu l-ai făcut. Nu l-am forțat, nu l-am făcut, nici nu mi l-am imaginat dinainte. M-am dus pe pașii pe care am crezut eu că e bine să merg. Și ai intrat în televiziune? În televiziune am intrat după ce am venit în București, la vreo 2-3 ani. Tot așa am fost la un casting, la o televiziune de muzică. Eram studentă și îmi căutam un job pe perioada verii. Și am zis, hai să încerc să merg să văd. Era un post de reporter și l-am luat. Am intrat în probă câteva săptămâni, după care l-am luat. Am stat acolo aproximativ un an de zile. După care am plecat la o altă televiziune, unde am stat 3 ani de zile. Și mai târziu am plecat și din televiziune și m-am apucat de treaba asta cu bloggingul. De fapt, între blogging și televiziune, așa, a urmat o perioadă în care am avut un proiect muzical. Asta. Ai vrei să ajungi. Exact. Lipsea din peisaj. Da, da. A fost o perioadă de vreo 2 ani în care am încercat un proiect muzical, pentru că în momentul în care m-am mutat în București, aveam cumva microbul ăsta cu muzica, pentru că prima dată când am venit eu în București, am venit în studioul lui Marius Moga, cu mama, de mână, în clasa 12-a. Eram atât de... Așa. Nu venea să cred că sunt în București, în studioul la Marius Moga. Era... Da, eu îți dai seama. Și pe atunci era formația Wasabi, care în momentan nu mai da, există. Da, mi-aduc aminte erau, de ceva. Da. Și eu urma să fiu una dintre fetele din Wasabi, după care eu am intrat la Cluj la facultate, mi-au zis, stai aici lângă noi, lasă muzica, învață, studiază. Și... Că ai timp de muzică. Da, da, da. Și București e departe, da, mamă, da. Nu? Aici la Cluj faci... Eu fiind în Târgu Mureș, aici la Cluj faci...
o oră, două până acasă. La București, la 6 ore. Cum să te duci așa departe? Noi nu să avem niciun control asupra ta. De fapt, asta era problema. Asta era problema, da. Controlul asupra mea. Da. Și ai stat în muzică cam cât timp? Am stat cam 2 ani de zile, dar recunosc că n-am făcut foarte multe eforturi pentru muzică, pentru că aveam și o colaborare cu televiziunea la care lucram în continuare, făceam și emisiuni în paralel și atunci mi-era N-ai știut ce să alegi? N-am știut în ce direcție, cu ce vreau să continui mai exact. Da, și tu venisei în București pentru muzică, adică... Da, venisem pentru muzică, dar în domeniul muzicii cumva așteptam să vină cineva să mă ia de mânuță și să-mi spună, uite, ia și cântă piesa asta sau uite, ți se potrivește asta. Și simțeam un pic că eram derutată, știi? N-am făcut foarte multe eforturi. Da. Și exact atunci a fost perioada în care m-am gândit că hai să-mi fac un blog și să scriu și acolo despre muzică, despre... Ceva. Un blog. Nu știu. Mi-ar plăcea să am așa un loc al meu, blogul meu. Deci nu l-ai făcut cu direcție, ajungând la blog, nu l-ai făcut cu direcția de beauty, ce este deloc, el acum. A fost deloc. O zonă a ta în care să scrii despre exact. Ce vrei tu. Da. Mă gândeam că o să scriu despre călătoriile în care merg, despre ce mă pasionează, inclusiv muzică. Iar primul articol cu care am început a fost, sau al doilea parcă, mă rog, printre primele articole a fost strict legat de chestia asta cu make-up-ul. Și am văzut că a prins atât de bine și că mă întrebau fetele în continuare și am zis, hai să mai scriu încă unul atunci. Și uite așa. Și încă unul. Și uite așa, ți-ai găsit până la urmă nișa. Exact, nișa. Acum știi că discutând cu mai multe persoane din zona asta de beauty și de blog, da. Și blogosfera, da. Ești personajul și ești fata care cere beauty la fața ta. Adică, te spun direct, fața ta cere beauty. Cere, asta vrem. Și completând, eu cred că fața ta cere cameră. Adică nu ai cum să o lași și să nu fii în fața camerei să faci ceva cu ea. Mulțumesc. Asta e clar. Dar, ajungând la partea de beauty, în, cred că un an de zile, ai crescut fantastic de tare. Da, și tocmai de asta m-am simțit încurajată să merg pe drumul ăsta, știi? Pentru că, uite, atunci când făceam televiziune sau când făceam muzică, nu aveam instinctul ăsta pentru ce urmează să fac. Ori în momentul în care am început să scriu despre lucrurile astea, beauty, frumusețe, chestiile astea care mă pasionează, am văzut că merg, am simțit că mă potrivesc foarte bine aici. Și atunci continuă pe drumul ăsta, fă corect. Mai departe treaba asta, știi? Nu schimba nimic, continuă. Așa este. Într-un an de zile, crescând atât de tare, asta te-a ambiționat să mergi mai departe și mai mult și să forțezi, adică, de fapt, să îmbunătățești ceea ce faci? Sau un pic te-a și speriat, pentru că acum știi că și evoluția asta foarte rapidă cere mult? Pune presiune pe tine. Exact. Pune presiune pe tine. Și într-adevăr, toată lumea din jur a remarcat treaba asta că blogul a crescut foarte repede, pentru că în momentul în care mi-am deschis blogul, un prieten de-al meu, PR, îmi spunea o să dureze ani de zile până când o să meargă treaba cu blogul, pentru că un blog crește în timp, cititorii se cresc greu. Așa este, e corect. Da. Dar depinde de ce faci. Probabil, pe blogul probabil, respectiv. Da. În cazul meu, treaba s-a întâmplat cam într-un an de zile. După ce am câștigat la Elle Blogging Awards Best Beauty Blog, am simțit că e un moment din acela de presiune și de... Exact. Eram... Că ți se cere. Da, eram într-un punct în care am zis, ok, this is serious. Da. Adică, până atunci simțeam că o joacă totul și... Scriam despre ce-mi place și îmi venea tot foarte natural. Ori în momentul în care a venit premiul ăsta și imediat după a venit și Digital Divas cu încă 2 premii, am zis, trebuie să mă concentrez un pic să fac treaba asta. Acum, e clar, ești în top pe partea de beauty, ești un blog de referință pe zona de beauty. Unde te duci mai departe? Să știi că eu încă nu mă văd în top. Eu încă mă văd la început și încă învăț cum se întâmplă lucrurile astea. Sunt foarte multe lucruri pe care încă vreau să le învăț, să le fac eu singură,
nu știu unde mă duc, pentru că din nou totul vine așa cu viteză din spate și mă împinge așa. Și încă nu sunt foarte confortabilă cu zona asta, ca să o stăpânesc foarte bine și să-mi spun ok, știu asta, stăpânesc foarte bine treaba asta, acolo vreau să merg în continuare. Mai am încă puțin de învățat în zona asta. Eu cred că aproximativ într-un an de zile o să-mi creez un nou drum spre ce vreau să merg. Probabil se va concretiza într-o afacere proprie, dar încă nu știu în ce domeniu. Pentru că, uite, și treaba asta cu camera, că tot spuneai, îmi place foarte mult. Mi-ar plăcea să fac televiziune în continuare, dar în momentul în care mi-am deschis canalul meu de YouTube, am simțit că deja am televiziunea la mine acasă. Corect, știi? Corect. Și ar fi păcat să-ți irosești efortul și cunoștințele acum pe televiziune, unde e din ce în ce mai puțină lume. Da. Și evident că vrei să crești blogul și canalul tău de YouTube. Exact. Camera te iubește, că asta se vede și asta se transmite. Și cum îți spuneam, fața ta asta cere. Și ți este și ușor, pentru că ai lucrat în domeniu și știi cum se fac lucrurile, știi cum să te uiți, știi să lucrezi cu ea și evident că lucrurile vin ușor. Cel mai probabil că și de asta evoluția ta a fost foarte rapidă. Probabil. Da. Ajută. Da. Experiența asta ajută. Te filmezi singură? Da. Îți editezi singură? Da. Da, eu de obicei filmez în weekend, pentru că atunci e liniște. Le filmez singură, le editez singură. Singură? Da. Dar nu e totuși complicat? Nu, îmi place foarte mult, să știi. Greu e momentul în care nu-ți place sau nu te pricepi, dar în momentul în care îți dorești să faci treaba asta, la mine a venit ca o curiozitate chestia asta cu montajul, cu filmatul. Nu mi iese la nivel profesionist, îți dai seama. Nici nu trebuie. Adică, strict pentru ceea ce fac eu, e bine, știi? Dar da, și aici mai am multe de învățat și în ceea ce înseamnă montaj. Și pentru că la primele mele clipuri m-a ajutat un băiat cu montajul și de la el de multe ori cer informații și... Eu îți doresc să ajungi în clipa în care nu trebuie să mai faci tu să te și filmezi, să te și montezi, adică să-ți vezi de alte lucruri mai importante. Da, e adevărat, dar uite, vorbeam cu o prietenă regizor săptămâna trecută, m-a sunat într-o duminică să mă întrebe ce am făcut toată duminica și zic că am stat de dimineață până seara să montez. Cum? Toată duminica ai stat în casă să montez? Da. Dar îmi place, adică am stat, au fugit orele atât de repede și îmi place atât de mult să creez filmulețele astea, încât nu simt deloc, nu simt nevoia să ies la un suc cu prietenii sau prietenii mei chiar au foarte mult de suferit de când a explodat treaba asta cu online-ul și cu blogul. Familia și prietenii sunt cei care... Îmi cer scuze de calea asta. Sunt mai încolo puțin. Da, sunt mai încolo. Prietenii adevărați înțeleg, familia înțelege. Dar... Asta înseamnă că ești ambițioasă și că vrei cu adevărat ceva. Și chiar cred că îți mai trebuie așa un an de... Da. Să stai să le rumegi tu bine, să mai faci și după aia să vezi încotro te duci. Exact. Dar undeva așa, departe, în mintea ta, ai o țintă. Adică aș vrea asta. Exact cum ai spus mai devreme, că ai zis ceva, să am business-ul meu din asta. Eu așa undeva, dacă e să creionez puțin, mi-aș dori să mă mut din România. Mi-aș dori să fac treaba asta ori în Londra, ori în America. A, te duci la nivel... mare, că aici deja piața e mică pentru tine, Zânziana. Nu de asta, nu. Eu am locuit la Londra câțiva ani și mi-a plăcut foarte mult orașul și m-am identificat foarte bine cu energia de acolo și cu felul în care se întâmplă lucrurile acolo. Se fac la alt nivel, probabil. Da, se fac la alt nivel și mi-e dor de asta. Și m-am gândit că este treaba asta cu blogul este fix un domeniu pe care pot să-l iau de aici și să-l duc acolo. Sunt prea multe blogărițe de beauty în România? Nu. Nu ți se pare? Blogărițe de beauty, n-aș putea să spun că sunt foarte multe. Urmărești? Din România urmăresc de beauty, strict de beauty sau de De beauty, de beauty. Nu. Mai bine.
Nu, urmăresc de afară și în momentul în care mi-am deschis canalul de YouTube, aveam deja vreo trei youtuberițe de afară, youtuberițe de beauty, care ele singură își făceau tot. Și eu de ce nu pot să fac treaba asta singură? Adică, de ce am nevoie de ajutor? Știi? Acum ați înțeleg... Oricum totul vine de acolo, știi? De foarte multe ori influențele în domeniul ăsta vin din America. Asta e clar. Și încerc să mă raportez la tot ce se întâmplă acolo, știi? La... Este mai bine să nu urmărești din jurul tău, din zona ta, din țara ta, să vezi ce fac ceilalți, pentru că... Mă influențează și nu vreau. Da, una face așa, una face așa, nu se mai face... Nu, trebuie să faci exact așa cum... Ce simt eu, cum exact, simt eu, așa. Cum îți vine și cum te simți tu confortabil și se vede că le faci foarte natural, adică nu e nimic regizat. Asta și-mi doresc... Am primit un compliment așa de frumos acum vreo două săptămâni. Mă rog, compliment frumos. A venit o fată la mine la un eveniment și mi-a zis: să știi că ești singura blogăriță care mă poate manipula să cumpăr orice recomanzi. Asta da, marketing. Da, a venit și mi-a zis: urmăresc aproape tot ce postezi și prietenul meu te urăște pur și simplu. Da, și țin minte că ce mi-a spus ea acum, că prietenul ei mă urăște pur și simplu, am pățit-o eu înainte să-mi deschid blogul, când urmăream fetele astea de afară și la un moment dat eram pe canalul de pe contul de Gmail al prietenului meu și am dat subscribe din greșeală am dat subscribe la mai multe blogărițe de afară și lui veneau notificări constante să urmărească. Da, cutare a mai postat nu știu ce clip și îmi spune: de ce îmi tot vin notificări de la toate blogărițele din UK sau din US că au postat? Te caută! Da, și mai îmi dau băieții mesaje să mă întrebe: prietena mea își dorește nu știu ce. Nu cred, da, serios. Da, și e rușine să te întrebe. Poți să-mi spui, te rog, de unde ți-ai luat chestia cutare? Da. Cumperi produse multe? Foarte multe, da. La început toți banii mei se duceau pe produse de make-up. Nu contează că mai am, nu contează că sunt aceeași nuanță, nu contează. Să fie. Să fie, da. Mi se pare că nu se aseamănă. Care e produsul de make-up pe care îl folosești cel mai mult, adică și care e nelipsit cumva? Fondul de ten, cu siguranță. Nu cred că folosesc ceva mai des, mai mult și... schimb foarte des fondurile de ten și apoi cred că rujul. Da. Câte fonduri de ten ai? Cel puțin 10. Bun, da, e da, bine. Da. Știi care e chestia? Că uite, se creează o confuzie că un make-up artist are foarte multe fonduri de ten pentru că machiază constant. Da. Ori eu nu sunt make-up artist. Asta este o chestie pe care le spun și fetelor în momentul în care îmi scriu: nu vrei să mă machiez sâmbătă la nuntă? Oh, se deci întâmplă. Te duci. Da, nu vrei să mă machiez sâmbătă la nuntă. Sau sunt Ziana, nu vrei să faci niște cursuri de make-up pentru fetele care te urmăresc? Nu-mi doresc să merg în direcția asta. Nu, să nu o faci. La fel, foarte multe, cred că cea mai dasă întrebare este: ce fond de ten îmi recomanzi? Este, cred că, o dată pe zi sau de două ori pe zi primesc întrebarea asta. Ce fond de ten îmi recomanzi? Păi contează multe Contează atât de multe alte lucruri. Corect. Și dacă nu răspund, îmi scriu: de ce nu răspunzi? Da. Nu asta faci? Da. Nu asta, nu cu asta te ocupi? Ba da, dar... dar I'm... totuși... Da, adică sunt doar una și nu... Da, înțeleg. Asta nu înseamnă că... recomandarea trebuie să o faci exact zi de zi pentru oricine te întreabă. Adică este mult prea mult. Exact. Mai am niște întrebări. Care este primul site pe care intri dimineața? Întrebare de baraj. Intru pe Instagram și pe Facebook. Astea sunt primele două pe care le bifez. După care intru pe Snapchat să văd ce fac cele pe care le urmăresc de afară, pentru că ele postează tot timpul noaptea. Asta trei sunt. Instagram, Snapchat și Facebook. Ce te face să dai unfollow? Excesul și
Atunci când simt că nu e autentică treaba respectivă. Unde interzice telefoanele? La ieșirile cu prietenii le-aș interzice. Aș vrea să fie așa măcar o înțelegere între noi, fetele, când ieșim, să ne lăsăm telefoanele acasă, uh-huh, sau în geantă sau undeva, să nu le scoatem pentru că ne... Îți distrage atenția. Da, foarte mult. Ce nu ai mâncat niciodată? Asta cu ce nu aș mânca niciodată, am mai spus-o și am mâncat după aceea. Uite, n-am avut poftă de salată de vinete foarte mult timp. N-am avut, nu-mi plăceau ciupercile și spuneam că n-aș mânca niciodată așa ceva. După care, în momentul în care am mâncat, am zis, aoleu, dar atâția ani n-am mâncat salată de vinete? Ce bunătate! Da. Nu cred că, nu sunt de obicei persoana care să spună n-aș face niciodată asta, nu aș mânca niciodată asta, pentru că îmi place să experimentez. Ce-ai vrea să-ți amintești pentru totdeauna? Să rămân cu picioarele pe pământ și să-mi păstrez mereu credința. Ai un tic verbal? Da. Chiar mi-a spus o fată, mi-a comentat la unul dintre clipuri zilele trecute, dar de ce ai atâtea ouri? Nu ai fost prezentatoare TV? Opa! Ce da, ceartă ți-a exact. Dat! Ce țăcăneală ai? Ce țăcăneală am? Mă prostesc destul de mult. Chiar și în clipurile mele fac tot felul de nebunii. N-ai nicio reținere? N-am. Ce vrei să te faci când vei fi mare? Da! Oare deja se apropie momentul ăla? Ei, nu, dar gândesc. Undeva așa te gândești la el. Cu siguranță. Nu știu, îmi doresc să fiu mulțumită eu cu mine. Indiferent în ce domeniu o să fiu, indiferent ce o să fac, îmi doresc să fiu mulțumită eu cu mine. Uh-huh. Să nu am frustrări și să nu am limite. Asta îmi doresc. Foarte tare. Ce ai face zilnic dacă ai putea? Sport. Asta e una dintre frustrări, apropo, că nu reușesc să fac sport. Sportul mi se pare că e... Că te ajută. Mă ajută foarte mult... Și psihic, da. Și... Așa e. Îl ignor momentan și nu e bine. Mm. Ce nu ar trebui să spună o femeie despre ea niciodată? Că nu poate să facă ceva. Rovegan sau slană cu ceapă? Nu mănânc carne deloc. Dar nu aș putea să spun că sunt rovegană pentru că îmi place foarte mult brânza. Așa. Da. Și ouăle. Și ouăle. Da. Deci ești vegetariană. Da. Mai degrabă. Da, da, da. Nu-mi place carnea strict pentru că mi-e foarte milă de animale. Uh-huh. Și... Nici pește? Pește mănânc. Mănânc. Pește mănânc, da. Cumva de pești nu mi-e milă. De ce? Aia ce au? Păi asta zic, adică mi-e milă de animale, mi-e milă să văd o văcuță tăiată, dar cumva când văd un pește... Nu știu, poate pentru că nu-l aud suferind. Nu-l vezi atât de des, cred. Da, poate, si? Poate. Ruj sau glos? Ruj. Mă bucur că ai venit, îți doresc mult succes în continuare. Mulțumesc tare mult. Eu te urmăresc. Mulțumesc. Și apreciez ce faci și eu îți doresc să ajungi la Londra, de fapt. La Londra, nu? Da. Nu în state. Eu sunt îndrăgostită de America și eu urmăresc tot ce se întâmplă acolo. Da. Dar cred că Londra e altceva. Cred că ai venit cu un alt aer. America e destul de ușor de cucerit. Pe când Londra, cred că e provocarea mai mare acolo. Uite, aici mă simt într-un punct în care eram exact înainte de facultate, București sau Cluj. Așa e Londra cu America. Mama sigur o să-mi spună Londra, că e mai aproape de casă și te pot controla mai ușor. Ia săraca să fie aproape de casă, nu de altceva. Da. Da, eu cred că Londra are fascinația ei. Da. Cred. Acum tu știi mai bine. Și asta America cu ploaia încă e un pic, pentru că eu sunt dependentă de soare și de lumină, uh-huh, dar rămâne de văzut. Ce oriunde ar fi, o să fie bine. Da, așa zic și eu. Mulțumesc că ai venit. Mulțumesc tare mult. Cu drag.